Tess vorbind afară pe terasă cu fetele despre situația ei cu Robert, spunea că nu impresionează lacrimile unui bărbat pentru că ea a văzut în familie de multe ori, l-a văzut pe tatăl ei plângând. Spunea, la noi în familie tata plângea, nu mama, îmi pare rău să spun asta, pe mama am văzut-o de maxim 2 ori în viață plângând, în rest tata era cel care plângea. De asta nu mă impresionează lacrimile unui bărbat. Cu femeile sunt foarte empatică dacă suferă și plâng, însă cu bărbații nu pot să fiu. Practic, discuta cu fetele despre faptul că degeaba Robert acum suferă, plânge, regretă cele întâmplate, pentru că pe ea nu impresionează absolut deloc. Ea a văzut comportamentul de atâtea ori și nu se lasă impresionată. A fost o discuție mai amplă pe această temă. A spus și Alexia ceva, pentru că era acolo de față, a început să povestească și ceva, dar la un moment dat evident s-au închis microfoanele fetelor, așa că nu am putut să mai aud mai departe discuția.